De ce cred că trebuie să facem o distinție între cei credincioși și cei necredincioși? Cel mai simplu răspuns? Pentru că Biblia face acest lucru. Una dintre temele teologice pe care le putem observa în corespondența ioanină este prezentarea adevăraților credincioși și deconspirarea celor necredincioși. Epistolare mai multe teste sau repere ale credinței, care ar putea fi privite și drept teste sau criterii ale identității credinciosului mântuit. De exemplu, în 1 Ioan, în capitolul 2, se întreabă cine este mincinosul dacă nu cel care neagă că Isus este Hristosul. Acesta este anticristul, cel care neagă pe tatăl și pe fiul. Similar, în capitolul 5, se arată cine este cel ce biruiește lumea. Pe oricine este născut din Dumnezeu, învinge lumea. Și cine este cel ce învinge lumea dacă nu cel care crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? În capitolul 2 apare testul cunoașterii de Dumnezeu. Și așa știm că îl cunoaștem, dacă păzim poruncile lui. Sau în capitolul 3 se dă un alt reper, cel al prezenței divine în cei credincioși. Prin aceasta știm că El rămâne în noi, prin Duhul pe care ni l-a dat. Pe ansamblu, Participile grecești intervin din plin în lărgirea acestei liste de 84 de precizări, pentru că prin ele se identifică diverse calități ale celui credincios. El fiind cel ce iubește pe fratele său și pe Dumnezeu, cel care este născut din Dumnezeu, cel care are viață veșnică, cel care rămâne în Dumnezeu, cel ce este biruitor și așa mai departe. Caracteristicile epistolei sunt construcțiile condiționate, da, precum dacă dacă atunci, da, în versetul 20 din capitolul 4, dacă cineva zice că îl iubește pe Dumnezeu, dar îl urăște pe fratele său, este un mincinos. De asemenea, identificarea credinciosului se realizează prin testul apartenenței la familia mare, da, respectiv la biserică, familia spirituală. Prin urmare, putem să observăm prezența terminologiei pastorale din perspectiva metaforei familiei creștine. Credincioșii sunt numiți copii, copilași, copiii mei, copii ai lui Dumnezeu, tineri cu o oarecare alintare, dar tinerei, părinți, frați. Autorul sublinează astfel relațiile de frăție și de mentorare în Hristos care trebuie să domnească și să existe într-o biserică. Prin caracteristica construcțiilor condiționate putem evalua, respectiv, identifica pe credincioșii și adevărați. Iar în opoziție să-i detectăm pe învățătorii falși și persoanele necredincioase. Se poate observa această temă ca fiind una comună în corespondența Ioanină. Deși situațiile din 2 Ioan și din 3 Ioan sunt particulare, ele sunt și general valabile, deoarece primește de învățător învățătorilor falși a continuat de-a lungul veacurilor. Dar nevoia de o atmosferă ca de familie în biserică este întotdeauna de actualitate. Iar confruntările de autoritate da, rămân, din păcate, un domeniu de testare permanent a vieții bisericești, în care este mereu nevoie de autoritatea și forța cuvântului Scripturii. Scrisorile se remarcă în acest context prin caracterul lor practic, da, aplicat. Astfel, în 2 Ioan se dau sfaturi pentru evitarea învățătorilor falși care nu îl mărturisesc pe Iisus Hristos ca întrupat și care iau, o iau înainte cu învățături eretice. În 3 Ioan se încurajează ajutorarea fraților în nevoie și se discută despre confruntările referitoare la întâietate și la conducere care apăreau în unele biserici locale. Aici apare chiar și o situație de presiune uh, internă, chiar de prigonire internă între creștini, a da? celor care nu se conformează politicii liderului. Deși scurte, aceste epistole surprind aspecte extrem de practice și generale ale vieții umane, prezente, bineînțeles, și în biserică. Aspecte în care mereu s-a simțit nevoia unor principii spirituale clare, cu autoritate apostolică, inspirată, având de asemenea și o metodă sau un etalon de evaluare a celor care doresc să-și evalueze viața de credință. De aceea cred ceea ce cred.